internată la Brâns, foarte liniștită ca și până atunci, eram convinsă că ceva se întâmplă, adică nu... Dacă ai zis, da, trebuie... Da, am zis, gata, mai și dacă nu s-a întâmplat natural, perfuzie, sigur se întâmplă. Și am făcut TNS, la TNS nimic, nicio contracție, nici urmă de nimic. M-a verificat colul tot închis, adică nu părea să se întâmple nimic. Adică nu crede, dar... Ba da, eu eram într-o convintă, m-a pus perfuzie, am stat așa cu perfuzia, cu 105, nici nu mai știu, o oră și ceva, nu știu cât am stat, timpul în care mi-am mai făcut și TNS, am avut așa niște vagi, urme, dar n-au fost așa de contracții, da, să zicem, foarte fluctuante în orice caz, nimic regulat, nimic... M-am întors la salon cu soțul meu și am stat acolo noi doi după perfuzie. Și la un moment dat așa am avut impresie că începe să mă doară mai tare, așa cam ca o durere menstruală. Deci nu vă închipuiți bucurie pentru durerea aia. Gata, dacă mă doare e bine, e perfect. Și până la trestea iarăși am nimic. M-am luat mai târziu, a apărut o contracție mai mare, să zicem așa.